seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. În ajun de Revelion, Oleg Cenușă din capitală a primit o veste trăsnet de la mama lui. M-a telefonat mama. Mi-a spus că tata a leșinat pe drum. El a uitat jos în gălot și die cu nasul, dar mi-a dat stânjiniurea ca seclă și erau frifat. Doamne, se țin lumnarea ca să mă arfă lumnare. Ambulanța, chemată de urgență, a dus bărbatul la spitalul din Florești, unde a fost internat. A doua zi, surpriză însă. Rudele pacientului spun că acesta ar fi fost dat afară din spital, fără niciun motiv. M-a telefonat un prieten de meu, care îl cunoaște bine pe tatăl meu, și mi-a spus că l-a văzut în direcția restoranului Speranța, ora 1 Florești. Era disculț, numai în colțuni. Primul ajutor trebuie să-l acordeze, nu să-l dă afară. Asta mă doare. Și trebuie să se poarte ca cu un câine. Din ce cauză bătrânul ar fi fost alungat din spital? Cum comentează medicii de la Florești acuzațiile rudelor pacientului? Și până unde sunt dispuse acestea să meargă pentru a-și face dreptate? Aflați în această seară. Fiul bărbatului care ar fi fost alungat de la spitalul din Florești, dezbrăcat și desculț, la doar o zi după internare, a venit astăzi în platoul nostru. Să-l întâmpinăm. Bună seara! Bună seara, Oleg, te rog să iei loc. Bună seara! Și să-mi zici mai întâi cum se simte tatăl tău acum. Acum e bine. E bine, deja nu vă mai dă motive de neliniște. Stare normală la moment. Dar ce vârstă are tatăl tău? 68 de ani. 68 de ani. Mulți ani pentru el, în continuare. Zi-mi, te rog, la ce te-ai gândit atunci când mama ta te-a sunat și ți-a spus despre acest incident? Mama mi-a spus că l-au găsit fără cunoștință și vine salvarea. Și m-am gândit, să plec și eu la Florești în momentul acela. Prima m-a telefonat și a zis că este internat, e mai bine în spital și am avut când bună, adică dacă e la spital... Și a ajuns pe mâinile medicilor, cumva te-ai mai liniștit. Da. Dar unde s-a întâmplat acest incident? Pe șosea? În satul Dumitrin, chiar în sat, mai departe de casă. A pornit la casa bunieilor și pe drum. Pe drum totuși era? Pe drum, da. Și-a pierdut cunoștința. Iată ce povestește vecina care l-a găsit pe tatăl tău zăcând la pământ. Hămăiecăl, eu a ieșit până în verandă. M-a uitat, nu se vede nicât la part. Zamă că ceva câlile văsta acolo în dos. Mai se aude un cuit așa. Dar în cuitie nu ține cuitul acela. Mă uit, nu văd nicât. Dacă ești, ținem un continuu. Și așa mă uit eu. El cu fața în jos, pe mâna dreaptă, un cior așa, parcă și de... Numai pe atâta n-am cunoscut. Da, e vecina. E cea care l-a găsit. Vă cunoașteți, nu? Ai recunoscut-o pe femeia asta. Eu vreau să-l întreb pe domnul doctor dacă puteți, iată, după descrierea pe care a dat-o această femeie, să presupuneți vreo afecțiune pe care ar fi avut-o omul pe care l-a găsit zăcând la pământ. Greu de făcut o definiție în situația în care nu cunoaștem din aproape cazul. Din ce a descris doamna, sunt semne primare de un ictus cerebral tranzitoriu, dar, iarăși, repet, astfel de diagnoză se pune deja în funcție de analize care le avem pe hârtie. Oleg, tatăl tău, în general, avea probleme de sănătate? A mai avut astfel de incidente? Deci până atunci n-a mai căzut niciodată la niciodată pământ? Niciodată nu a căzut, dar nici un medicament nu primit, adică în viața lui. Și mă bucuram că e sănătos, că la 68 de ani. Așa, dar? Da, dar niciodată nu, o tabletă nu a băut. Și nu s-a plâns în ultima vreme niciodată, că ar avea vreo problemă, că îl doare inima, că îl doare capul? Nu, sănătos. Mama cu tensiune, el stă normal. Iată ce a mai povestit martora incidentului. Atenție la ecran. El furioie tot așa, că el se duce în mâlul și la zoie, că de piciment vine apă. În timpul ăsta, eu cât am venit cu o căldare de apă, el s-a sculat pe așezate și s-a uitat la mine. Eu vin la dânsul la setcă, măi, serios, și cați tu, măi, aici, nu ne-o răspuns, un cuvânt, s-a uitat numai la mine.
cât m-am dus iar pe apă, el când am venit, el era sculat în cioare. El singur, e că cu puterile lui, el nu l-a sculat nimic, el s-a sculat. Și s-a adinat de șefa de motociclă, nu? Când am venit, tu l-ai găsit la motociclă. Da, s-a ridicat până la motociclă acolo. Și-a povenit pe așa, și-a luat și-a adus acasă. Deci deja e altceva, nu? Domnule doctor, cum, ce ziceți? Dacă s-a sculat omul de unul singur, fără ajutor, nu mai era vorba de ictus, nu? Da. În medicină este așa un termen de sincopă, în cazul în care cade brusc tensiunea sau se perturbează ritmul cardiac. Pacientul trece printr-o perioadă de pierdere tranzitorie de cunoștință. Din ceea ce aflu acum, într-adevăr, pare să fie și persoană vârstică care a trecut printr-o, probabil, afecțiune de sănătate bruscă, care i-a alterat starea lui general. Ulterior, tatăl tău a fost dus, așa cum ai zis și tu, cu o ambulanță la spital, unde a mers și mămica ta. Da. Da? Când te-a sunat? Ea ți-a povestit în ce stare este tatăl tău? Ce spuneau medicii? Ce diagnostic poate i-au pus? M-a telefonat mama și mi-a spus că e la salvare, dar dacă nu înțelegea unii, mi-a spus că e în reanimare. Era la internare, dar mi-a... Dar ea zicea la reanimare. Reanimare. Dar țin fapt că reanimarea mai mult m-am revoltat, m-am stai cum așa. Pe urmă scrită bine, o zis că trebuie să stau cu el aici. Îl primești, trebuie să stai cu el aici. Așa. Acum, dar ea cumva ți-a transmis că, uite, medicii îi acordă ajutor sau ți-a povestit ceva la telefon despre acțiunile medicilor, despre... E greu de spus, doamna Natalia. A așteptat mult în coridor, a stat vreo 2 ore în coridor, până și s-a uitat la el și de ce? S-a apropiat. Cauza nu o cunosc. Deci atâta nu venea niciun medic? Nu s-a apropiat, niciun medic nu venea. Dar știa că au trecut 2 ore? Sau poate nu, știi cum așteptarea asta câteodată ți se pare mai lungă decât este coridor? Ea a spus în aproximativ vreo 2 ore a stat în coridor. Eu și avea o întrebare, dacă e posibil. Tatăl dumneavoastră a fost deplasat cu ambulanța la spital sau cu propriile forțe cineva l-a dus? Cu ambulanța. Da, mersi ambulanța. Au fost chemat la ora 7:20 s-a întâmplat, la orele 10. Sau n-am înțeles corect la mama, la 7 a sunat la ambulanță, la 10 au ajuns. Dacă ambulanța a fost dus la... Și zici că timp de 2 ore, deci ei doi stăteau pe coridor și nu s-a apropiat nimeni, nu le-a zis nimeni, nimic? Așa, nu s-a apropiat nimeni. Nici o persoană? M-am auzit s-a apropiat o femeie în halat alb, dar nu s-a prezentat ca medic, ca nimic în halat alb, doar și servitoare în halat alb la spital. Și așa. Nu a tras, nu a venit medicul să întrebi. Dar cine era această femeie în halat alb? Servitoare, dăm după vorbile mamei, am înțeles că e o servitoare care era acolo. Așa, și ce i-a zis? Că n-ar să internezi nimeni în spital, dacă n-ar să dă ei niște bani, așa mi se... Așa verde în ochi, a zis? Verde în ochi. Sau albastru, sau roșu, cum vreți. Așa i-a spus și am rămas indignat când am zis mama. Dar s-a pomenit despre o sumă anume? Știți, nu cunosc, dar... Mama v-a spus? Undeva la 500 de lei, undeva așa, ca o taxă. 500 de lei? 500 de lei. Asta a auzit mama sau auzit așa presupuneți? Chiar și rudele noastre care au fost mai înainte la spital, tot așa i-a spus mamei. Cam e o taxă. Fără să-l vadă, fără să fie examinat să tăticul dumneavoastră, se insista la o sumă de bani. Da. Haideți să vedem ce povestește mama lui Oleg, anume despre acest episod la spital. Atenție la ecran. L-a dat acolo într-o cameruță, dar nu era nimeni, numai el singur. Dar o bărță așa, nu te du nicăiuri, a zis și ieși și-l caută, că ce n-ar cine cătea de dânsul. Nu lăsați, pe nu plătiți în spital aici, el nu rămâne. Dar ce v-a zis? Cui trebuie de plătit? Cât de plătit? Dar chiar și ei, asta e și vreau să-i dau ei ceva, să-i mulțumesc ca să iei seama, dar eu asta nu i-am dat, că eu dat pe urmă. Dar ea a zis ce sumă trebuie de plătit? Suma nu mi-a spus. O zic că nu lăsați că ești fără bani, nu faci nic. Da, nu mi-a spus. Sumă nu... Și nu a menționat că trebuie de plătit la medic sau... Nu. Nimic? Nu. Ei era în halat, au zis, aici trebuie bani, fără bani n-are și de. Și, aparent, lucrurile par destul de grave, deoarece în situația în care persoana intră pe teritoriul spitalului
cu ambulanță sau cu în regim de urgență, îi se acordă acea asistență medicală, cel puțin de urgență, în termen cât mai restrâns, din câte cunosc eu, pentru că uneori poate să fie vorba de minute sau de care atârnă viața persoanei. Iar lăsarea în primejdea persoanei ar putea duce la consecințe destul de grave, mai ales când este vorba de o cauză mai puțin legală sau mai puțin morală, să spun așa. Dar dacă e vorba de o așteptare, așa cum zice rolul nostru, de 2 ore, un pacient adus cu ambulanță, este explicabilă cumva? Domnule doctor, poate dumneavoastră știți? Frecvent în medicină de urgență se întâmplă lucruri care au mai mult sau mai puțin explicații. Deci în cazul dânsului sau că este interpretat mai puțin corect, deci s-a cronometrat timpul ăsta când a fost adus pacientul și când i s-a acordat ajutor, sau este o concluzie subiectivă care dumneavoastră considerați că a durat mai mult timp așteptare? De unde mama ta știa exact că, uite, au trecut 2 ore? Poate i s-a părut, poate erau doar... Dar, nu știu, aș vrea să... N-am dreptul să închetez eu, dar caz aș face chiar schem salvarea, să vă convingi singuri cât, poate, cât stă acolo un pacient în Spitalul Raional Florești. Asta e un... Deci vreo dovadă... Nu, asta nu ajută nimic. Un minut e mult, doamna Natalia, dar nu 2 ore sau uste. Să spunem jumătate de oră, dar nu s-au apropiat nimeni. Păi... Totuși, sau... 2 ore și jumătate de oră deja sunt... Mama deodată când m-a anunțat, mi-a spus că undeva 2 ore nu s-a apropiat nimeni. Situația de un ictus cerebral, acolo ei sunt importante, chiar și 5 minute contează. Trebuie de luat măsuri urgente. Dar după cât s-a povestit că persoana a căzut jos și a pierdut cunoștința și sfărăitul celă, erau niște simptomatice care seamănă să fi fost chiar un ictus cerebral sau o insuficiență cardiacă. Și în aceste situații urma să-i se acorde asistență medicală urgentă. Vom auzi în această seară ce diagnoză până la urmă i-a fost pusă tatălui lui Oleg. Așa, dar mama a rămas și peste noapte cu tatăl tău la spital sau nu? Asta și-a fost, cu impuneau pe mama să rămâi acolo pe noapte cu el, când are cine sta în spital raional. Cum o impuneau? Cine o impunea? Surorile este medicale care au venit în... Care... E o schemă, doamna Dalea, acolo. Nu se apropie medicul, se apropie dacă nu... Nu, dar chiar i-au spus foarte i-a clar, spus trebuie clar, să rămâneți peste noapte. I-a spus clar că trebuie să stai cu el pe noapte, că ele n-au de gând să stai cu el sau... Păi, dar sunt surori medicale de gardă, medic de gardă. Fie, ar trebui să fie, dar nu... Și ele anume așa, în felul ăsta, da, i-au explicat că ele n-au de gând să stea cu pacientul? Cred. Și asta cum înseamnă? Că secția a rămas nesupravegheată de nimeni sau... Nu cunosc. Și ce a zis mama? Mama a zis că are cu fata mea, era la vacanță și era la... Aha, nepoțica a rămas acasă. 12 ani și focul ardea ca la țară. Și se temea că să nu umble la foc sau ceva, să mai întâmple vreo tragedie. Bine, este un copil, nu poate fi lăsat. Este copil mic și dat explicație că nu pot să stau, de atât că am copil mic. A doua zi mămica a venit, mămica ta, să-l vizitezi la spital. Așa, la orele 8. Și... La orele 8, deja la orele 8, era la... Că era odată, la orele 8 mama era la el. Și ce dată era? Era cumva înainte de Revelion. Da, data 29... Bine, sâmbătă, Revelionul a avut loc de marți spre miercuri, da? Deci totuși nu era chiar ziua sărbătorii. Dar oricum, era weekend și voi ziceți că nu era niciun medic? M-am zis că nu s-a încercat să vorbească cu medicul și nu s-a apropiat niciun medic. Și ce a făcut mama? La ora 10, dacă nu zicea cu rutiera, doamnă, nu mai este cu ce dus în sat. Așa. Și a fost nevoită să plece. S-a gândit că luni vine la medic, a să fie medicul luni, dacă e sâmbătă, duminică, luni măcar... Și eu am zis că și eu luni să plec încolo. Să vorbim cu medicul și ce s-a întâmplat, că dacă a căzut, a leșinat, ceva s-a întâmplat cu el, nu? Zic că luni să vedem ce e și... Așa, dar sâmbătă, atunci când l-a vizitat, a doua zi după internare, tatăl tău cum se simțea? Simțea rău încă. Ce îi spunea? Nu cunoștea. Nu cunoștea? Nici nu vorbea. Mama vorbea la el numai din semne, din umeri, ce s-a întâmplat cu tine și el dădea că nu știe. Când ai aflat că tatăl tău practic a fost dat, ar fi fost dat afară din spital? Cum a fost telefonat de un prieten care îl cunoaște pe tata și mi-a spus că l-a văzut la orele 5, l-a văzut pe traseu, era disculț. Și el m-a anunțat că
tata tău, dar se ducea, zic, de ce nu te-ai oprit? Zic, era, zic, eu vreau să mă duc întâi că vei cu un copil mic să-l ies și vreau să întoarcă înapoi. Așa, dar nu s-a mai întors. Nu s-a mai, când s-a întors, știi, vreo 40 de minute, dar nu mai era pe traseu, mărți chiar până la spital, până aproape de spital și nu l-am mai văzut că vrea să... Asta era exact în aceeași zi, sâmbătă, da, când l-a vizitat da, mama da, dimineața. Da, el m-a sunat la orele 5. 5 seara? 5 seara. Și locul unde l-ar fi văzut era departe de casă? 12 km. 12 km de casă? Da, da. Și cam tot atâta de la spital? Nu, un kilometru de la spital. Așa, ori... În direcția spitalului, taman în direcția cei unii l-au văzut. Și tu când ai auzit asta? Am sunat 112. Imediat. Oleg ne-a pus la dispoziție 3 înregistrări ale discuțiilor sale cu operatorii de la 112. 112, da. Iată una dintre ele, atenție. 112, ce urgență aveți? Alo, bună seara. Bună seara. Îmi cer scuze de aranj, mă numesc Oleg Cinușan. Da. Sunt locatar al Râului Florii, satul Dumitrieni. Da. A fost chemat salvarea ieri. L-au găsit tatăl meu, l-au găsit fără cunoștință în sat. L-au luat salvarea la reanimare. Acum l-au scos după poartă și a dat drumul acasă, mama nu-l poate găsi. Ce să fac? Cui să mă adresez? El a ieșit din spital de acolo și cum se simte dacă nu ieși din spital? Mama a zis că era în stare gravă, nu putea vorbi, nu se ne iei picioare. L-au scos după poartă și îți du-te acasă. Era singur sau cu singur, doamna? Singur nu era, mama era acasă, era și urmă. Deci în genul ăștia că era așa? L-a văzut un băiat din sat cu mașină și l-a întrebat, că era, nici nu vorbea, nici nu nimic. Dacă vreți vă spun încă fără încălțăminte pe timpul ăsta, a mai murit pe îndemneață undeva, păi să răspundă cine? Și nu, acasă nu ăla, da? Acasă nu a ajuns. Dar eu vreau și chiar scriu o plângere sau prin... Dați-mi număr de telefon la Ministerul Sănătății. Cum așa? Telefonați 1189 și cereți număr la Ministerul Sănătății. Vreau frumos, dar la cumva, dacă e 112 de urgență, dați-l în căutare. Da. Zi, dă drumul fără nimeni. Nici mama, nici nimeni, la nimeni nu a sunat, dă drumul pe stradă, nu? Bine, am înțeles. Ne transmitem informația. Așa, cam ăsta este rezumatul discuției voastre. Deci se vede că tu ești 5. Indignat și speriat păi după voci. Nu m-am telefonat, a zis că l-a văzut. Știam că e în spital, știam că e în siguranță și că e aici, în drum, în stradă. Cum dar tu pomenești despre faptul că, uite, l-au alungat din spital, i-au zis, gata, du-te. Asta cumva venea din emoție, pentru că tu nu știai, de fapt, ce s-a întâmplat la spital în acel moment și dar cum a ieșit tatăl tău. Dă-ți seama. Să-l vadă pe stradă înseamnă că l-au lungat, că nu... Așa m-am gândit, că l-a lungat. Nu i-a mai dat nici extras, nimic. Cum să-l externeze fără noi, fără rude? Într-un final, tatăl tău a ajuns acasă. Cine l-a găsit? Poliția sau cum s-a întâmplat? El nu știa cine l-a adus. Și nici în momentul de față, el nu știe cine l-a adus. Dar l-a adus până în poartă. Mama a considerat, după spusele, stai că a venit o persoană, l-a văzut, l-a întrebat unii, el a zis, nu știa cum se numește, cum îl cheamă, nu l-a spus satul Dumitrieni. Și l-a văzut în starea asta și, sincer, vă spun, l-a dus la poartă. Deci, totuși, își aduce aminte ceva? El spune că a venit cu o mașină, dar cu ce? Nu, dacă vorbea și glasul era schimbat. Totuși ne-am gândit când mama zice, nu știu ce, el vorbește și zice că după ce a intrat în casă, zic, deschide ușa că mai este încă și o șampanie. Grie nu în firea lui, se vedea că nu e de fapt. Hai să auzim acum pe mama ta care ne-a povestit în ce stare a ajuns tatăl tău acasă în acea zi. Doamna Faruntunieri chiar părăi tăiat că m-a avut ușa sine, el cu un colțul de glot, cu pantofi pe la poartă. Era neîncălțat? Era fără un pantof, fără o tufă. Fără un pantof? Da, da. Eu zic, și ai venit? Zic, serioar? Nu știu. Și când l-ați întrebat, de ce ai descălțat? Nu știu. Eu chiar că am văzut vânăt, m-am spăriat. Doamne, eu am gândit că el nu-ți mai vine în șire cum era el pe față și el. La ce vă gândiți când auziți așa ceva? Mă gândesc că ceva nu se leagă. În situația când nu se leagă ce am auzit până acum, în situația când medicii au insistat sau surorile medicale sau cine era personalul cel medical a insistat să rămână mama cu soția cu soțul la spital. Înseamnă că starea într-adevăr era gravă.
dacă el avea nevoie de îngrijire și spuneau că cineva nu se apropie, că trebuie să-l plătească nu știu ce, în așa caz, eu sunt sigură că când persoana simte foarte rău, deci starea este gravă, se propune rudilor să rămână să-l îngrijească. Deci, reiese că starea era gravă. Și a doua zi, din spusele rolului nostru, iese în stradă și pornește. Deci aici, dacă persoana nu-și dădea seama, noi auzim că nu-și dădea seama de acțiunile lui, multe lucruri nu le înțelegea, nu ține minte, are fracturi astea de memorie, posibil el chiar și singur a ieșit din spital. Poate nu l-a alungat nimeni de acolo. Oleg, tu cum crezi, care a fost motivul pentru care tatăl tău ar fi, hai să zicem, părăsit spitalul? Sau totuși tu insiști că el ar fi fost dat afară, alungat? Eu consider că el a fost dat afară. De ce? Ca să ne explice. Nu s-a plătit bani. Nu s-a dat bani, nu a avut grijă nimeni de el. El singur pe urmă s-a mai revenit, a zis că eu am stat acolo ca un pusnic. Nu s-a apropiat nimeni de mine, nu m-a întrebat nimeni și de... Când nu se dă bani, vă dați seama și singur, n-are grijă nimeni. Nu era atitudine. Nu ați întrebat pe nimeni, n-a fost cu el cineva în salon. Eu cred că nu era singur în salon. N-am fost singur, era în salon. Era singur în salon. În salon singur. Salon de două paturi, dar era singur în salon. Din câte înțeleg, tu nu vrei să lași lucrurile așa cum sunt. Nu știți. Ce vrei să obții acum? Să afle vinovatul. De ce e așa în sistemul acesta? E pudrit până la oasă. Nu înțeleg de ce e așa s-a purtat. Asta e greu. Cine crezi că se face vinovat și cum ar trebui să răspundă, după părerea ta? Medicul, medicii se consideră vinovat. Îi consider eu că nici nu s-a apropiat. Cineva vrea să facă anul nou, dar cineva stăie cu... Nu mai vreau să zic ce. Și ce cale ai ales tu pentru a te găsi vinovatul și a-l pedepsi, după părerea ta? Nu am încredere. Deja nu mai am încredere în sistemul medical. Nu știu... Dacă au procedat așa, am făcut o plângere la procuratură. Ai făcut o plângere la procuratură? Chiar în ziua a doua zi. Să afle vinovatul, să-mi dă, mă rog, este atâta reforme, atâția bani cheltuiți pentru sistemul medical, că n-am cerut măcar să-mi arăte video, că este, au cameră de supraveghere, nu știu pentru ce le țin, și am cerut să-mi dă cum a ieșit tatăl meu de spital, nu mi le-a dat. Dar m-a mințit medicul că nici nu el l-a primit. Când, pe urmă... Și de ce crezi că te-a mințit? Stai puțin. Eu m-am două zi când m-am dus, era medicul domnul Postolache, nu vreau să-mi se prezinte, dar am văzut pe Exxon. Așa. Și mi-a spus că el, nu el a fost, că la ora 8 țara a primit serviciu. El nu știe de situația mea, de tatăl meu, absolut nimic. Așa, și de ce crezi că te-a mințit? După ce am scris la procuratură, taman el este medicul care l-a primit tata, care nu i-a acordat nici o atenție, nici... Domnul Oleg, dar mai este și fișa medicală. Și în fișa medicală sunt date. Este medicul, semnătura medicului care a fost... Păi nu i s-a dat nicio hârtie la mână. Da, eu măcar ce tratament, ceva au pățit. Nu e așa să cadă omul. Da, să zbătea, să... Deodată ce persoana e adus prin ambulanță, prin serviciu de urgență, la automat se înregistrează într-un registru și acolo este să înregistrează și medicul care îl primește. Chiar de personal de domnul Postolache am cerut și mi s-a spus că medicul nu-i, că medicul, el e medicul de gardă și el la ora 8 a primit serviciu, el nu cunoaște nimic. Personal mi-a spus mie. A venit momentul să auzim și cealaltă parte din această istorie cu multe semne de întrebare. Domnule Postolache, dumneavoastră l-ați consultat personal pe pacientul Serghei Cenușă? Stați-o leagă, stați, nu încurcați internarea și cu externarea. Soția a spus soția, așa? Da. Ați da, auzit soția cu propriile urechi? Eu e fals ce spune domnul medic. Să vedem încă o dată că medicul minte și minte fără rușine. La ce vă gândiți când auziți așa ceva? Mi-a spus că l-au găsit fără cunoștință și vine salvarea. Urmă telefonat și a zis că este internat. Ce spuneau medicii, ce diagnostic poate i-au pus? A așteptat mult în coridor, a stat vreo două ore în coridor. Deci nu venea niciun medic? Niciun medic nu venea. M-am auzit, s-a apropiat o femeie în halat alb, dar nu s-a prezentat ca medic, ca nimic. Așa, și ce i-a zis? Că n-ar să interneze nimeni în spital, dacă n-ar să...
dă-i niște bani. Așa, verde în ochi, ai zis? Verde în ochi. Dar s-a pomenit despre o sumă anume? V-a spus? Undeva la 500 de lei, undeva așa, ca o taxă. Rudele pacientului spun că acesta ar fi fost dat afară din spital, fără niciun motiv. Era disculț. Era departe de casă? 12 km. Cine crezi că se face vinovat și cum ar trebui să răspundă, după părerea ta? Medicul, medicii, îi consider eu. Și ce cale ai ales tu pentru a te găsi vinovatul și a-l pedepsi? Am făcut o plângere la procuratură, când am cerut măcar să-mi arăte video, este cum a ieșit tatăl meu din spital, nu mi l-a dat. Eu m-am două zi când m-am dus, era medicul domnul Postolache, nu vreau să mi se prezinte, dar am văzut pe Exxon. Așa. Dar m-a mințit medicul când nici nu el l-a primit. A venit momentul să auzim și cealaltă parte din această istorie cu multe semne de întrebare. Îl invit în platou pe domnul Valeriu Postolache, șeful secției primiri urgente de la Spitalul Raional din Florești. Să-l întâmpinăm. Domnule Postolache, bună seara. Bună seara! O să vă rog să vă așezați acolo, pe canapeaua liberă. Așa, din câte se pare, vă cunoașteți, Oleg, da? Cu domnul Postolache, anume despre domnia sa. A doua zi când am plecat la Florești, dar... Da, ne-am întâlnit personal. Așa, domnule Postolache, haideți să vedem împreună ce ne-ați declarat dumneavoastră și colegii dumneavoastră atunci când ați fost întrebați de pacientul Serghei Cenușă. Așa se numește tatăl tău. Potrivit datelor oficiale oferite de Spitalul Raional Florești, pacientul Serghei Cenușă a fost internat în data de 28 decembrie 2019, la ora 11:55. Timp de 7 minute a fost primit, a fost examinat. S-a făcut glicemie, s-a făcut cardiogramă. Iar aceasta este diagnoza preliminară care i-a fost pusă. Alcoolism cronic, stare de ebrietate. Intoxicație avansată. O criză epileptogenă simptomatică pe fond de intoxicație nu apare pur și simplu așa. Drept urmare, medicii au luat următoarea decizie. Să fie supravegheat vreo câteva ore, să primească tratament sedativ, adică să-l liniștească, de dezintoxicație, să scoate efectele alcoolului și pe urmă scoate această întrebare. Dacă o să fie nevoie să-l internezi, dacă nu, înseamnă că asta e conform legislației în vigoare și conform standardului. Iată surpriză. De la o presupunere de ictus am ajuns la alcoolemie și chiar alcoolism cronic. Am auzit și, iată așa, o diagnoză de la colegii dumneavoastră. Domnule Postolache, vreau să vă întreb mai întâi. Dumneavoastră l-ați consultat personal pe pacientul Serghei Cenușă? Da, eu am primit pacientul în incintă secției de UPU. Unitate de primire urgență. Ceea ce am auzit noi până acum este că pacientul a dus cu ambulanța la Spitalul Raional din Florești, a fost nevoit să aștepte aproximativ 2 ore până să-i fie acordat un ajutor sau, în general, să o atenție din partea personalului medical. Nu e corect. El a fost investigat peste 7 minute. 7 minute. Peste 7 minute. Există undeva indicat timpul? Înseamnă că el s-a adresat la 11:54, la 11:58 s-a început investigațiile. Dominic, eu când m-am adresat la dumneavoastră, ce mi-a spus? Că nu dumneavoastră l-ați primit. Acum ziceți că dumneavoastră, care nu înțeleg aici cum să leagă. Eu nu am spus așa cuvinte, pentru că eu l-am primit. Eu am fost de serviciu. Mie personal mi-a zis că nu, dumneavoastră, că ați primit serviciu la orele 8, era alt medic care l-a primit. Stați-o leacă. Găsit cel mai responsabil. Stați, nu încurcați internarea și cu externarea. La ora 8 e asta când m-a sunat. El de-mi era plecat acasă. Asta era la orele 12, nu la 8. Ce are 8 cu 12? Domnul doctor, dacă putem să vă adresăm o întrebare. Familia pacientului a fost informată despre diagnoză sau despre situația de sănătate a persoanei atunci când s-au adresat sau? Era și soție. Ce li s-a spus? Era soție. Da, și li s-a anunțat care este diagnoza, în ce stare e sau nu? Diagnoza a fost informată de către medicul neurolog. A fost consultat la orele 13 de medicul neurolog. Și i-a pus diagnoza care a fost de alcoolism cronic, stare de ebrietate. Stare de ebrietate, domnule Postolache, aici am vrut să ajung și de asta v-am întrebat în primul rând dacă dumneavoastră l-ați consultat atunci când a ajuns pacientul. Ziceți că da. Ați simțit din start? Cum ați înțeles că are alcoolemie? Eu vă spun, asta din spusele soției,
care l-a adus și a spus că el a făcut abuz de alcool. Soția a spus soția, așa? Da. Ați da, auzit soția. Cu propriile urechi? Da, eu am vorbit cu dânsa, am întrebat ce s-a întâmplat, cum așa, așa. Și ce v-a zis? Deci că a făcut abuz de alcool. Concluzia pe care ați făcut-o, că omul era în stare de ebrietate, ați făcut-o doar după miros și după declarația da, soției după anamneză pacientului? De soție, da. E posibil așa ceva? Diagnoza a fost pus de medicul neurolog pe bază la aceea că soția ne-a mai informat că el nu o singură dată a fost tratat la spitalul de narcologie și psihiatrie orașul Bălți. V-a zis chiar atunci? Da. Exclus niciodată, nu a fost tratat. Să vedem încă o dată că medicul minte și minte fără rușine. Oleg, dar deci confirm că tatăl tău nu a avut niciodată probleme nu, cu alcool? Nu, a avut niciodată. În spital, cu așa diagnoză, cum spune domnul medic, nu a stat niciodată. Dar de fapt, cum stau lucrurile? Tatăl tău are probleme cu alcoolul sau nu? El l-am întrebat personal, tata, deci el știți ce mi-a spus, că și eu beau la bar, are un par de vin al lui, îl bea vinul lui, servește două pahare, dar nu bea, am dire, în stradă, nu bea la bar, nu bine că e. Dar eu personal l-am întrebat, el zic că eu beau vinul meu și că atâți treburile tale. Iată că avem o altă informație, că ar fi stat la evidență... Pahare, asta nu înseamnă că e alcoolic cronic. La evidență... Da. Mă scuzați, dumneavoastră ați intrat vreodată la medicul narcolog să ridicați cartelul lui tata? Păi ați intrat nu vreodată? A fost necesitatea. Ați intrat vreodată? Nu a fost necesitatea să eu sunt... Dar eu am văzut-o chiar ieri, cartel. Eu nu am încredere în sistemul putere, doamna Natalie, pot să fac registrele lor, dacă video, acum... Domnul doctor, spuneți-ne alt lucru. Dacă noi am investigat și am ridicat actele de la spitalul acela din municipiul Bălți, s-ar confirma ceea ce ați spus dumneavoastră acum sau nu s-ar confirma? Asta vreau da, să știu. Da. Pentru că este o anchetă oricare. Da. Și spuneți-ne, vă rog, în cazul în care vine un pacient în stare de ebrietate, atitudinea medicului poate fi diferită sau trebuie să fie aceeași atitudine tot timpul? Trebuie să fie optimală, cum se adresează la fiecare. Nu depinde de starea pacientului sau de... Și până la urmă, în afară de alcoolism cronic, așa cum s-a declarat, altceva nu i-ați depistat nu. Pacientului. Și starea în care a ajuns el la voi, pentru că nu în zadar ambulanța l-a adus la spital, cum s-a explicat? Ați găsit o explicație până la urmă? De ce omul a căzut pur și simplu la pământ, în mijlocul drumului? A căzut că era în stare de ebrietate. De ce ambulanța, medicii de pe ambulanță au decis să-l aducă la spital? Avea un tremur. Așa? Care putea să ducă la convulsie. Ei l-au sedat și l-au adus sub supraveghere la noi, ca să nu fie complicații mai departe. Și acum o să revenim la probabil cea mai gravă acuzație a familiei pacientului Serghei Cenușă, și anume că medicii, mă refer anume la inclusiv la dumneavoastră personal, domnule Costolache, l-ar fi alungat din spital pe acest pacient. Domnul Oleg ține minte când duminică seara m-a sunat. Am vorbit pe telefon, da? Domnul este registrarea cu dumneavoastră. Da, este. Și dumneavoastră a fost indignat, desigur, acolo și mi-a spus de ce tatăl meu a fost alungat din secția de reanimație, da? Așa o măsură. Pentru că nu a plătit 1000 de lei și a fost alungat disculță și fără cunoștință. Așa a fost. Așa a fost. V-am întrebat, dumneavoastră mi-a stăzut la telefon, de ce a fost alungat, că sâmbătă, fără... Discuță și fără cunoștință. Nici un certificat de tratament, nici un certificat de... Nici un extras de medical, în stradă, disculț. Ce să înțeleg, domnule? Domnul Oleg, el e plecat, îmbrăcat curățel, încălțat curățel, soția lui, bă, mica ta, eu a dus dimineața, a fost la dânsul, eu a dus încălțăminte, îmbrăcăminte, l-a îmbrăcat, eu a spus că eu am o șansă să vin să te iau acasă, el era în stare satisfăcătoare, dar eu mă duc până la piață și vin înapoi. Deci cumva dumneavoastră a fost informată că soțul va fi externat în acea zi? L-a întrebat medicul, cum se simte? E satisfăcător, omul normal, o dormit, s-a odihnit, nu a avut tremur, nu e nimic. Deci totuși soția bolnavului a avut contact verbal cu un anumit doctor.
Cu toți trei. Oleg, tu zici că mama ta nu a vorbit cu nimeni. Deci nimeni nu s-a apropiat de ea și în acea sâmbătă, foarte clar, tu ai zis că nu a văzut o zare de medic acolo. Păi așa mi-a spus mama. Domnule Pustache, și dumneavoastră spuneți că eu trei medici au vorbit cu femeia. Cum n-am vorbit? Medicul neurolog, care pe urmă stă de gardă, doar le-a propus și tratamentul la spitalul de narcologie, le-a propus de dus încolo la tratament specializat, pentru că noi nu avem secție de narcologie. Așa. Aici. Iar acum a venit timpul să-l auzim chiar pe protagonistul acestei istorii, tatăl lui Oleg, pacientul dumneavoastră, domnule Pustulache, Serghei Cenușă. Atenție la ecran. Am avut un mort, a murit cumnatul meu. M-a întrebat de la... Am fost la capac eu și m-a întrebat de la moartea lui. Vinit la părăit, am căzut jos. Nu țin minte nimic. Dar cine a decis că dumneavoastră trebuie să plecați acasă? Țineți minte asta? Nu țin minte. Acum ați ieșit din spital, erați încălțat, erați îmbrăcat? Eram îmbrăcat, da. Uh-huh. Eram îmbrăcat. Și... mi-au dat hainele și eram îmbrăcat. Și încălțat ați fost? Da. Uh-huh. Și cum ați venit acasă? Cum ați ajuns? M-au cunoscut șoferii care s-au dat înapoi, au trecut de mine și au dat, știi, că e mahalăziul meu, s-au dat înapoi și m-au trecut de mine. Și au dat înapoi și hai să-i vezi Serioza. Tot Serioza îl cheamă. Și ce, v-a condus până acasă? Da. Da, pe jos n-ați mers? Nu. M-a dus până acasă. Până acasă m-a dus. Am intrat în casă, totul era acasă. Și m-a întrebat, de gata, nu da întrebări, dați-mă hodinez, coleg. Iată că protagonistul acestei istorii are o cu totul altă variantă a celor întâmplate, Oleg, și aici n-am cum să nu te întreb... De unde și până unde noi ajungem de la tine că tatăl tău a venit desculț, pe jos, dezbrăcat? Păi el ceva s-a întâmplat în... Și tatăl tău zice că nu a mers pe jos și el este foarte sigur de ce i s-a întâmplat, a fost adus exact până în poarta casei, avea haină, avea încălțăminte. El nu ține minte cum a ajuns atunci când l-a întrebat. Pe urmă, dar mama a întrebat ce ai venit, el a spus că a venit cu o mașină, pe urmă Serioza de mahală. El pe... și a doua zi el nu știa, nu vorbea cum trebuie. El ceva s-a întâmplat în creierul lui sau ceva, dacă a leșinat sau se zbătea, limba înghețată, cu salvarea l-a scăpat. Înseamnă, totuși, trebuie să-i fac o investigație, ceva care vrem luni să mă duc, să gresc cu medicul și s-a întâmplat și s-a Oleg, întâmplat istoria. Ceea ce ne sugerezi tu acum este că tatăl tău nu are discernământ. Și asta înseamnă că noi nu trebuie să avem nicio încredere în cuvintele lui. Pe medicul de ce i-a dat voie să duc? Chiar dacă și el s-o iscălit, așa mi-a spus că s-o iscălit, că singurul vrut. Că el dacă nu vorbește ca de pe păreți, cum spune. El nu a vorbit ce s-a întâmplat. Pe dânsul l-a văzut prietenul meu, că l-am văzut de sculț. Domnule, eu cred că cel mai important acum este totuși sănătatea tăticului dumneavoastră, sănătatea părinților în principiu a ambelora. Dumneavoastră de atunci până acum, l-ați luat pe tata, ați mers cu el la alt medic, ați făcut o evaluare, să vedeți totuși ce s-a întâmplat atunci. Dacă el atunci a căzut, dar asta poate să se repete. Noi desigur, de atât așa am zis, ne-am adresat și ne-au spus că la un medic legist, că așa trebuie, așa e legal, și au zis că n-au nici medic legist, tot trebuie să la Soroca. Eu, medic legist, ce are expertiza? Eu zic, dacă tatăl dumneavoastră să se înțără în continuare, de ce nu v-ați dus la alt spital, la o clinică medic, privată? De atâta n-a să găsim la... acum scârta de fân. Nu acu să-l găsim, dar pe tata să-l reduci la o stare a sănătății normale. Zicem, hai Floreștiu, gata, nu l-a tratat, aceia sunt cei mai răi medici. Bun, trecem peste momentul ăsta. De ce nu l-ați dus la alt spital, la alt clinic, la altceva, să-l internați, să-l tratați, să veniți acum cu o fișă medicală în față, cum a venit domnul doctor? Eu acum nu încerc să iau nicio parte, dar vreau să mă uit obiectiv. Dumnealui a venit cu o fișă, nu a spus că e falsificat, ok.
ce n-ați venit dumneavoastră cu altă fișă medicală, de la altă instituție medicală, spuneți, uitați-vă, eu l-am dus la altă instituție, uitați-vă, medicii l-au examinat de sus până jos și au găsit 50 de diagnoze de sănătate, probleme reale și l-au internat și îl tratează. Dumneavoastră încercați acum, pur și simplu, nu știu, eu așa mă gândesc, dumneavoastră aveți alt scop, să faceți expertiza un alta, o să vă adățați cu acțiuni judecate, poate să încasați 20-30 de mii de prejudiciu moral de lei din bugetul statului, așa, pur și simplu, ca o compensație. Scopul nu are dumnealui niciun scop. Eu îți vă contrazic. Dumnealui a venit foarte indignat, fiindcă consideră și el și mama lui că nu i s-a acordat asistența medicală așa cum trebuie să fie. Și eu tot sunt de acord, fiindcă a stat persoana 22 de ore și nu a primit o picurătoare în situația păi când spune șeful spitalului în același timp că el este intoxicat, e o intoxicație. O zis că eu luat probă de sânge, nici o tabletă. Întreaga poveste a început de la faptul că tu ai fost cel mai indignat că pe tatăl tău l-ar fi alungat din spital, disculț, dezbrăcat, l-au trimis așa. Iată că tatăl tău, la sfârșitul emisiunii, ne spune că nu a fost nici pe departe așa, mai mult decât atât, el a fost îndrumat de un angajat, dus până la stație. Păi știți, unii stația și unii drumul care merge central? Așa, sau altfel? Sunt și originar din acest raion, din raionul Florești, și vreau să spun că adevărul este undeva la adânc, la mijloc. Da. Deoarece, într-adevăr, spitalul Raional Florești nu se află în orașul Florești. El se află la ieșire din orașul Florești, într-o la o distanță anumită. Și nu se află la traseul principal pe unde trecea persoana care l-a luat. Se află la cel puțin 500 de metri sau aproape un kilometru de traseul principal. Stația este, da, este la poarta spitalului, la 5 metri de poarta spitalului. Dumnealui trebuia cumva să ajungă ca să-l vadă și un prieten și, ca să, și dacă dumnealui spune că are înregistrarea, nu cred că este vorba să se autoincrimineze și să-l ia cineva din stradă pe dumnealui. Și auzim faptul că era soția venit și a spus că se întoarce în câteva minute să-l ia. Și cum a ajuns că ei s-au despărțit cu soția? Cum a ajuns că dumnealui singur în stradă a fost luat de cineva, nu a venit cu acea rutieră, poate nu avea niciun leu în buzunar? Și care e sensul să o petrece la stație dacă el nu are un leu în buzunar fiind adus cu ambulanță? Spuneți-mi, vă rog, iată, ce concluzie dumneavoastră faceți după acest caz? Ce credeți că poate trebuie să facă Oleg sau familia pacientului dumneavoastră? Poate colegii dumneavoastră, instituția pe care o reprezentați? Eu propun că domnul Oleg să intre la medicul narcolog, să consulteze cu de să ridice cartela lui tatălui. El are tot dreptul, ca fiul, are tot dreptul să fie informat de către medicul specialist. Are să vadă ceva important acolo? Da, da. Un adevăr necunoscut? La asta vă referiți? Eu am văzut cartel. Și el tot are ce vedea. Dar nu puteți divulga, pentru că este informație cu caracter personal. Chiar mi-e interesant, aș vrea să... Domnul Michi, dumneavoastră cartela asta ați văzut-o atunci când tatăl a fost pe domnului erou în spital sau după deja? Eu ieri am trecut pe acolo și am ridicat cartela. Eu e fals, ce spune domnul medic. Cum m-a mințit în față că eu am fost atunci, cum m-a mințit toate astea și s-a cerut, e fals așa și nu cred nici în... Vei merge până în pânzele albe. Nu tocmai. În primul rând, vreau să urez sănătate părinților dumneavoastră. Mulțumesc. Și situația asta e un pic stranie și indiferență totuși prezent, este la moment. Dar vreau să vă asigur că sunt medici buni, necorupți și trebuie totuși să credem în binele țării noastre. Și nu contează cine este, că e acela, că este acela. Sunt oameni buni și este totuși, aici este cea mai mare problemă, indiferența. Asta e. Da, ca o recomandare în privința cererii sau plângerii pe care ați depus-o. Este binevenit să monitorizați cel puțin săptămânal ceea ce se întreprinde de către organul de poliție. Se atrage atenția sau se atragă atenția la procedura de internare și la toate investigațiile, dacă au fost fără încălcări anume, adică oferite toate investigațiile și toate serviciile, inclusiv procedura de externare care a fost fără niciun act și fără nicio recomandare și fără niciun tratament prescris. Dumneavoastră a spus că tatăl a fost externat într-o stare gravă. Eu am așteptat tot și poate până la finele emisiunii o să fie așa o frază de partea dumneavoastră. Dacă el era așa de grav tatăl dumneavoastră, după ce a ajuns acasă, de ce nu l-ați dus la alt spital, în Chișinău, în altă parte, chiar așa de grav? Stați, vă rog, nu mă întrerupeți. Nu am auzit nimic despre asta. Ce măsuri s-au întreprins pe urmă? Au fost îngenerii care v-au măsuri întreprinse. Eu nu neg, poate, totuși, domnul doctor,
prin acțiunile sale, au admis o neglijență acolo. Când au făcut un extras, un certificat nou eliberat, sistemul nu l-a făcut domnul Postolache, sistem medical. Sistem medical el așa există de când el. El trebuie schimbat tot. Nu pe domnul doctor de schimbat, dar întreg sistemul trebuie să schimbat. Eu vreau să mă adresez la toți cei care au dat jurământul lui Hipocrat, că atunci când apare în fața lui o persoană, un pacient, să-l trateze uman, să depună tot sufletul și atenția față de această de pacienții care apar acolo, fiindcă atunci, în momentele cele, au nevoie doar de dumneavoastră și de susținerea dumneavoastră profesională și morală, indiferent, cum a spus și colegii, indiferent cine este el, este deputat sau este o persoană simplă de la țară. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc, sănătate, la fel. Să aveți pe cei dragi mereu atunci.